Valentin și Mariana, doi tineri frumoși care au locuit în același sat, s-au ajutat, s-au plăcut și apoi și-au dat seama că s-au îndrăgostit unul de celălalt. Era sufletul petrecerii. Când mergeam pe undeva, făcea atmosferă, nimeni nu mai stătea jos. Când mergeam la o nuntă, toată lumea dansa, pe toți îi lua la dans, era extraordinară. Nu aveai cum să te plictisești în compania ei. Așa că el nu a stat prea mult pe gânduri și a cerut-o de soție, unindu-și destinele în fața lui Dumnezeu în urmă cu 7 ani. Pentru mine, Mari, în acest moment este viața mea, este sprijinul meu. Pentru ea muncesc și pentru viitorul nostru. După părinții mei, ea este cel mai de preț lucru după pământul ăsta. Din păcate, situația financiară nu a fost prea bună pentru tânăra familie, așa că, neavând încotro, au hotărât să locuiască împreună cu părinții lui, în casa bătrânească. Relația dintre soția și părinții mei, din păcate, mă rog ca șoarecele și pisica. Maică mea tot timpul să pună la muncă, Mari e mai slăbuță, mai delicată, nu e obișnuită așa cu munca asta de câmp. Eu încerc să o protejez pe cât posibil. Reproșurile și nemulțumirile soției au luat locul înțelegerii și fericirii conjugale. Așa că, dezamăgiți de schimbarea de comportament a Marianei, părinții lui Vali au hotărât să apeleze la emisiunea Ochii din Umbră. Hai să ne dăm jos. Nagică! E cineva? Intrăm. Da, așa că e câine. Da, dar e mic. Nagică! E careva? Nagică! Ia uite-l mă acolo la vaci. Nagică! Vrei, ești slab de ureche! Stai, bă, omule! Sănătate! Să trești! Ernest Francis, canal D. Aveam o întâlnire astăzi cu dumneavoastră, cu fiul dumneavoastră. Uitară-ți! Păi, da, eu... Vali! Bă, Vali, bă! Da, tată! Hai, treci! Gata! Sănătate. Să trăiți, domnul Ernest. Ce faceți? Cu treabă, prin gospodărie. Vali sunteți. Am înțeles că ați vrea să stați nițel de vorbă cu noi legat de soția dumneavoastră. Da, așa este. Tatsu! Da! Ia vin, Făncoa! Să rămână, doamnă! Ia vine! Bine ați venit, domnule! De când vă aștept să veniți? De când vă aștept că, uite, nu mai se poate așa ceva. Uite, toată ziua treabă, la vaci, la găini, toată ziua. Bine că ați venit, că nu se mai poate. Trebuie să spunem cine doare, că nu mai, uite, suntem doi bătrâni amărâți. Greu am dat de dumneavoastră aici. Eu cred că astea se duce, să stăm și noi la depărtare de oraș, asta e. Gata! Ce se întâmplă? Eu cu soția mea ne cunoaștem de mult timp. M-am copilărit împreună. Acum vreo 7 ani de zile ne-am căsătorit. Din păcate, în ultima perioadă de timp, ea s-a cam schimbat. A luat-o pe calea bisericii și a schimbat și comportamentul față de mine, a devenit mai rece. Și ce înseamnă că a luat-o pe calea bisericii? Ce treabă are? Ea tot timpul este plecată de acasă. O întreb unde este, că a avut treabă. Pe la biserică. Este într-adevăr foarte credincioasă, dar mie mi-e teamă să nu ne ascundă ceva, să fie foarte bolnavă, că a stăbit foarte mult. Ce boală să aibă? Stai liniștit că n-are nicio boală. S-a schimbat de vreo 6 luni de zile, zici că nu mai e. Dimineața până seara pleacă de acasă, cine știe, uite, acum nici nu e acasă cel puțin. Când o cauți, mă duc la mănăstire. Umblă ca baba doichea, cu rochie, cu fustă lungă, cu bazma în cap, cu... Zici că s-a călugărită, pleacă de acasă. Păi și ce treabă are credința cu... Nu, altceva, eu cred altceva, domnule, eu cred altceva. E ceva necurat la mijloc, e ceva, nu se poate așa ceva. Hai să facem, Vali, câțiva pași. Hai să facem câțiva pași să stăm de vorbă nițel. Pe de-o parte, înțeleg și pe părinții mei. Cred că am fost luat așa, ca din oală și nu... Nu-mi dau seama exact. Până la urmă, care-i problema cu soția ta? Hai să vă zic eu.
Nu face, domnule, nimic. Nu face, nu pune aia pe sapă, nici pe... Uitați-vă, uitați-vă ce e aici. Să măcar să facă așa un pic de ordine, de curățenie, uitați-vă. Domne, nimic, sunt, nimic, vai mama mea, sunt operat de 3 ori. Cât să muncești eu? Că dacă le las pe astea, ce să le fac? Nimic nu face. Avem credință, că fiecare avem credință, dar nici chiar așa, domnule. Cu zile de post, de sâmbătă, de lunea post, miercurea post, vinerea post, numai cu zile de post. Când o vezi pe nu mănâncă, e post, că nu... dar ce vrea să-și facă, să... are și... vrea să facă și, cum să zic eu, post negru. Păi ce post negru? Eu puțin post negru când dau cu sapa și cu asta. Mi-e arde de post negru. Are post numai la muncă, băi. De obicei, oamenii au tendința asta să se apropie foarte mult de Dumnezeu dacă trec prin... clipe grele. Domnul Ernest, eu și cu familia mea ne dorim foarte mult să fac și eu un copil, că am o vârstă și ne dorim foarte mult un copil. Soția mea, nu știu care este motivul, zice că nu poate să facă. Opa, îmi pare eu foarte rău. Eu am o bănuială că nu vrea să facă. Că totuși de 7 ani de zile, la început a spus că suntem prea tineri, hai să mai ne trăim puțin viața, este timp, dar tot insistăm și trecând anii. Te rog. Mulțumesc. Ea tot bagă motiv că nu poate să facă sau că deja avem o vârstă și ce, ne apucă la 40 ceva de ani cu copil mic. Și-a schimbat comportamentul și față de mine și după cum spuneam, mi-e frică să nu fie bolnavă, că a slăbit foarte mult. Dacă o vedeți cum arată cât de slabă este... Asta poate să fie ca urmare a unei boli. Dar nu vrea să ne spună. Asta e ciudat, cu atât mai ciudat. Sinenia, mă gândesc că să nu ne îngreuneze nouă situația. Dar până în acest punct ați mai avut probleme de genul acesta? De anul ăsta au început problemele mai mari, că s-a schimbat brusc, a trecut de la o extremă la alta. Crede lumea că o bătem, că ăsta-l-altul o bate și ăla, că o chinuim. Păi să poate așa să creadă lumea despre noi, noi suntem așa de răi. De la noi tu ce așteptări ai? Ce ai vrea ca noi să facem pentru tine? Vă rog să, nu știu, să aflați ce se întâmplă. Să te duci după aia, să vezi ce face ea, unde se duce, că ceva e la mijloc. E ceva necurat, deci nu. Nici nu discut. Vă rog mult de tot, ajutați-mă. Cum la sat omul gospodar se cunoaște de dimineață, Mariana pleacă de acasă. Femeia ajunge la biserica satului. Ora 11:30. Femeia pleacă de la biserică. Este însoțită de un bărbat. Detectivii se întreabă cine este acest om și de ce cei doi nu-și vorbesc deloc. La un moment dat ajung în cimitirul de la capătul satului. Se vede cum bărbatul scoate o ruletă și începe să măsoare câteva locuri de veci. Subiectul nostru îl ajută. Bărbatul își notează ceva într-un carnețel și apoi pleacă. Detectivii rămân pe poziții și îi urmăresc dintr-o mașină. La un moment dat, se opresc la o poartă. Tanti Maria! Tanti Maria! Pentru a înțelege totuși ce se întâmplă, un detectiv se apropie. Noi am vorbit cu preotul pentru locul acela de vești și este de acord să vă facă rost de unul. Nu-i stau să mai mă gândesc. Păi n-ai vrei ce să te mai gândești? De 2 milioane. 25 de milioane. O, ma ta ești bătrână, ai 80 ceva de ani. Am 82. E, și mulțumesc la ce te mai aștepți, ma ta? Când vrei să ți-l iei? Ma ta la biserică nu mai vii duminica? Adică, trebuie la să ce te acolo, mai aștepți? Și dacă nici în dascăl n-ai încredere să facem actele frumos, totul legalizat. Toate femeile astea bătrâne din sat îl caută. Stai că părinte știe, că oricum am vorbit noi cu el, să nu te duci la el la poartă, că sare lume. Da. Că sunt alte zice, femei care așteaptă. Ma ta-s dă și lor nu le dă. Și aici intervine o altă... Da. Și nu e bine. Ce să fac? Fie scund. Păi n-are vrei cum să fie scund. Du-te în alt sas, ai văzut cât e 30 de milioane în altă parte. Să nu mă păcălim. N-avem cum să vă păcălim. Păi da, vă păcălesc eu ca dascăl. Atunci să mă duc să iau banii, da? Hai că te așteptăm aici, bine. Deci, cu alte cuvinte, soția noastră împreună cu dascălul și preotul satului se ocupă cu vânzarea locurilor de veci. Iar cumpărătorii, nimeni alții decât bătrânii satului. Bun, până aici, nimic de condamnat. Întrebarea detectivilor este totuși alta.
De ce Mariana nu-i spune adevărul familiei ei? Imediat ce au primit banii, soția pleacă grăbită. Face autostopul. Detectivii nu mai stau pe gânduri și pornesc după mașina în care a urcat subiectul nostru. În mai puțin de 2 ore, mașina intră în Alexandria. Femeia coboară în centrul orașului. Detectivii se strecoară prin mulțime și continuă urmărirea. Mariana intră într-un sediu de bancă. La fel de grăbită, intră într-un notariat. Până acum, nimic suspect. Orele trec cu repeziciune și femeia se întoarce pe înserat acasă. Să rămână, bună seara! Unde vii tu la ora asta? Bună, dragă! Am fost plecată, mamă, toată ziua astăzi cu treaba. Toată ziua plecată? Da, mamă, am fost prin Alexandria, m-a trimis preotul cu niște acte. Toată ziua, preotul. Da, bine, măi, mamă, dar chiar te gândești și tu. Păi, mamă, tu cine vrei să-l ajut? Nimic acasă, toată ziua, uite, nu mai am mâini, nu mai am, toată ziua, sunt muncită ca la balam. Păi tu nu te gândești tu la mine și te la taică, tu, că și suntem bătrâni și noi, chiar nu vă gândiți. Mamă, dar mă gândesc, dar chiar am avut treaba astăzi. Știi destul de bine că nu lipsesc în fiecare zi. Nu lipsești în fiecare zi, dar mai mereu lipsesc. Pleci într-una. Mamă, te rog, eu mai las-o în pace. Pentru ce crezi că ai venit în curtea asta? Numai ca să vii să pleci mereu la preotul. Eu nu am dreptul să mă duc măcar acum că este post. Păi dacă ține numai post, ține post și dă muncă, ține post și dă mâncare. Păi dă muncă, ține post. Dă toată lumea ține, dă toate alea ține post. Că ține post, noi suntem în post. Până vezi, mamă, ce slăbuță este, e bună de muncă. Păi da, mă, și eu cu 3 operații aici. Auzi, voi niciodată nu sunteți mulțumiți de mine și am terminat. Dacă nu-ți convine, du-te, mai că du-te și lasă-l în pace. Orice aș face eu, ea nu este mulțumită, ea este mereu cu gura mare, că mă îmbrac în strâng, că mă îmbrac în strâng, lasă-mă, te rog, eu cu părinții tăi, chiar așa, eu trebuie să stau mereu după fusta mătii. A, nu se poate chiar așa ceva. Deci totdeauna măta și iar măta. Mă, omule, ce vrea, mă, femeia asta până la urmă să-i facă? Nu mai înțeleg nimic. Ea ține la tine, dar... Da, ține la mine, nu ține deloc la mine. Vrei să spun ceva? Deci când m-am îmbrăcat în fuste scurte, n-am fost bună. Când sunt îmbrăcată până cu ele până în pământ, tot nu sunt bună. Nu fac treabă, nu fac absolut nimic. Dar lasă-mă, mă, frate, în pace, chiar așa, tu nu o vezi decât pe ea. Mă, iubita, înțelege-o și tu. Își dorește și eu un nepot de la tine. Suntem de 7 ani împreună și nu avem și noi nici un copil până acum. Mă, pentru condițiile astea tu vrei să-ți fac un copil? A? Când tu ești după fusta mătii? Hai să ne facem un viitor al nostru. Ți-am spus de mii de ori. Hai să mergem în Spania. Hai să ne facem viitorul nostru. Mai bine am grijă de un om străin decât de măta. Ți-ai pus și tu vreodată întrebarea când ea o să pice la pat? Cine o să aibă grijă de avanii? Este obligația noastră, că lasă o casă. De ce obligație? De ce casă? Mamă, tu de ce nu vrea să-l vândă? Crede că îi mănânc eu banii? Pentru să-l muncim, să avem și noi din ce trăi, mâine până păi o să facem un copil. Păi dacă vrea nepot, da? Cu ce-l creștem? Cu ce-l întreținem? Nu, Vali, nu se face așa. Mă duc la biserică să mă rog numai pentru mine? Pentru binele nostru, al tuturor. Păi și atunci, de ce nimeni nu mă înțelege? Și toată lumea mă scoate pe mine cu oaia neagră. În momentul de față avem, deci, o soacră nemulțumită pentru care contează mai mult munca din gospodărie decât iubirea fiului ei. Oare încotro să se îndrepte această familie? Chiar mă iubești? Păi normal că te iubesc. Și tu nu știi că și eu te iubesc? Tot ce fac cu biserica și cu asta nu fac numai pentru mine, fac pentru noi, nu? Va reuși Mariana să-și păstreze relația cu Vali? Sau va călca strâmb tocmai din pricina scandalurilor din casă? La poartă apare dascălul satului. Alo! Mergea, domnule. Ce-i ținut asta? Cum adică ce-i ținut asta? Păi spătești ce a vorbit taica părinte în biserică și tu ce faci? Păi stați, domnul Cristian, că eram în curte, nu umblu pe stradă sau păi în biserică, da, nu m-am dus că în biserică sunt chiar și în ținutul ăsta și în curte și nu e bine. Păi în curte pe cine am, că nu am pe nimeni în curte. Păi...
Ușor deranjat de ținuta subiectului nostru, dascălul îi face observație. Apoi, dintr-o dată, îi șoptește ceva la ureche și brusc scoate din buzunar niște bani. Sunt 25 de milioane. Mă duc și îi pun la bancă, nu? Da, îi pui și pe ăștia la bancă și pe urmă vedem ce faci. Bine. Și ai grijă ce vorbești la spovedanie, da? Da. Bine, hai. Pa, la revedere. Dacă până acum detectivilor nu li s-a părut nimic ciudat vis-a-vis de vânzarea locurilor de veci, acum, când soția ascunde banii primiți tocmai în sobă, încep să devină suspicioși. Ce se întâmplă de fapt aici? Ora 18:30 de minute. Subiectul pleacă de acasă. Ca de obicei, când merge în sat, fusta îi trece de genunchi, iar capul este acoperit. Ajunge la o poartă. Se uită ca și când se ferește de cineva și intră în curte. Scoate cheia de sub unghii veci și intră în casă. Semn că nu e prima dată când vine aici. Detectivii se întreabă acum, a cui este această casă? Jumătate de oră mai târziu, la aceeași poartă apare o bătrână. Părinte! Un bărbat de peste 65 de ani iese din curte. Detectivii află că aceasta este casa preotului, așa că rămân să vadă ce se întâmplă. Dat, pe scara de la etaj iese soția mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată. De necrezut ceea ce văd detectivii. În fața familiei sale, Mariana pozează ca femeie bisericoasă și ca victimă a soacrei sale. Iar ea nu face altceva decât să-și facă de cap tocmai cu preotul satului. Care era urgența? Uite de la asta și trage o concluzie. Partea frumoasă e că acolo locuiește preot. E sigur că la casa aia locuiește popa? Fix ce vezi tu, asta am văzut și eu, da. N-am vrut să trag o concluzie, dar... Te lasă-mă să mă uit încă o dată. Faptul că ai ieșit în sutien... Da. O să iasă cu scântei. Ai mâncat sigur. Mă duc să anunț familia Dumitrache și te țin la curent. Ok, ciao. Mamă, 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 mamă. Asta e singurul, pe dreapta. Da, 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 sunt eu, la șosea aceea, aici mă vezi. Te văd. Uite-l, vezi acolo în față? Da. Bob. Te văd. Pot intra pe aici, drum? Se face un fel de pământ pe aici, mă vezi mai. Ok, hai că te văd, hai că închid telefonul. Ce s-a întâmplat? Bună ziua. Bună ziua, domnule Ernest, bună ziua. Ce s-a întâmplat, domnule Ernest? Am ales să vin să mă întâlnesc astăzi cu tine aici, pentru că este o situație mai ieșită din comun. Ia spuneți, domnule Ernest. Domnule, e complicată treaba. Cât de complicată poate să fie, că tot se descurcă. Vale. Într-un fel sau altul, nu?
Hai cu mine, te rog, să-ți arăt niște imagini. Vreau să văd. Da, o văd pe soția mea. Mamă, tata, ia vină cu acea. Da, mamă, ia. Marima, exact ce face la biserică? Ajută la ceva. E angajată acolo sau cum? Nu e angajată. A zis că numai un ajutor. Uitați-vă un pic ce face ea și cu dascălul în cimitir. Măsoară. Uftim. Niște locuri de veci. Așa și? Păi și ce treabă are ea cu locuri de veci, cu măsurătoare? Eu fi zis popa. Când ne-am cunoscut, ziceați că marea dumneavoastră problemă și marele ofie că nu vă ajută în gospodărie. Păi nu ne ajută în gospodărie, dar ce are treaba ea cu popa și în cimitir să măsoare ea? Ce problemă are ea acolo? Că e cu dascălul, mă. E cu dascălul, ce? Tati Maria! E femeia asta din capul satului, o știți? Da, o știu cum e de la noi, de aici, cum să nu ascultați un pic discuție. Noi am vorbit cu preotul și pentru locul acela de vești și este de acord să vă facă rost de unul. Mai stau să mai mă gândesc. La ce să te mai gândești? Este 25 de milioane. Noi te înțelegem că ești bătrână, dar nu... Vă spun eu, deci chiar aveți nevoie de el. Nu e de puterea noastră să-l lăsăm mai ieftin. 2-3 zile când e vremea ta să-l mai iei, nu mai iei de unde, că e la căutare. Știi cum îl așteaptă țaca, Viorica și tata Lena? E locul acolo, în partea aia, în spate. Ai văzut că acolo e bine în spate. Nu e în spate de tot. E mai așa un pic, dar e destul de bine acolo. Mai stau să mai mă gândesc. Păi n-ai vrei ce să te mai gândești. Eu zic că e destul de rentabil, dar să n-ajungi mă ta la popă să te apuci să-i pui că îi sare lume sau să vorbești prin lume că da. Nu e. Îi sare în cap. Nu se poate. Ea e firea evlavioasă de care îmi povestea că face Maria așa ceva. Muream și așa ceva, nu vedeam, domnule, așa ceva n-auzeam. Lasă-mă, lasă că până la urmă nu se poate așa ceva. Din ceea ce îmi spune soția dumneavoastră, eu ce înțeleg? Nu se poate așa ceva. Maria se ocupă cu un vârtel. Ne face de tot ne-ai cazul în satul ăsta, să știi, cu banii ăștia mulți. Așa ne-a făcut, lasă-mă, păi tu îți dai seama că putem să o încurcăm pe treaba asta, cum adică? Uite ce să o încurc eu. Păi ascultați-o un pic. În 2 zile vă aduc și contractul frumos, actele. Actele. Bine, mamă, aștept atunci. Hai, rămâi sănătoasă, mamă, Maria. Hai, să rămână. O zi bună. Ei, spune. Dar tata poate se folosește de ea. Păi stai, mă, puțin. Nu are minte. Dar am spus că e mai... Ea când pleacă de acasă, de lângă tine. Îți spune că merge să vândă locuri de veci? Păi normal că nu mi-a spus, dar poate se folosește de ea, poate ea nu ia niciun ban. S-ar putea să se folosească popa de ea, să ia toți banii și să o ia făcut acolo, că angajată, să nu știe angajată. Tu n-auzi că să nu știe popa? Cum să nu știe popa, că nu poate să facă nimic fără popa? Nu se poate așa ceva. Totuși el se ocupă de cimitir, de astea, nu? Nu are legătură, n-are cum. Soția mea nu face așa ceva. N-are cum, nu băga mâna în foc pentru femeia asta, că o să te azi. Păi normal ar trebui să ia și ea bani, nu des banii, că mie nu mi-a dat nici bani. Ok, vrei altă dovezi? Vreau să văd altceva. Hai să văd altă dovezi. Ea s-a dus, a făcut autostopul. Ajunge în Alexandria. Așa. Vedeți că în Alexandria femeia nu mai poartă batic pe cap. Eu uite-o, ia. Cu 25 de milioane ia. În poșetă, merge direct la bancă. Uite-te așa. Și tu, uite-te și tu. Să plătească vreo factură, ceva. Ia, nu, stai să vedem ce face ea la bancă. Pune pe bani, eu știu, pe barba lui popa, eu știu pe ce. Păi s-ar putea că popa... Aia 25 de milioane de la locul de... Ia să vedem, ia ce face ea. A dus la bancă, după care s-a dus la notar. Poftim. Ce să caute la notar? Ea a luat banii, trebuie să facă actele cu femeia respectivă. Face actele alea trebuie să le facă prin notar. 15 milioane? Păi și înseamnă că o bagă pe ea la înaintare. De ce nu s-au dus ăștia la alții? De ce a trimis-o pe ea? Că e și femeie... Păi tu... Cum să bă, tu ești... Hai să ne gândim, Mițel. Însă o trezi el îmbătrânește. Nu te mai minți singur. Știu că te doare. În minciuna doare. Bă, Ernest, ești bărbat, ai orgoliu. De ce tu, ca soț al ei, nu știi că face treaba asta, că vinde niște locuri de veci, că ajută biserica, că uite sunt banii ăștia, că ea cu asta se ocupă. S-a hotărât până la urmă să facem un copil și vrea să strângă niște bani, să-i pună deoparte. Păi și știe că o să nască copilul, că știe că noi n-avem. Adică noi ce suntem? Păi vrea să ne facă o surpriză ceva. Măi, face copilul cu bani? Matale, măi, face copilul cu bani? Ea are bani pe undeva, mamă, trebuie să înțelegi treaba asta, are bani pe undeva. Bani, că n-am văzut niciun bani. Bine, o să vedem. Lasă-mă, dar de unde să aibă ea bani? Pune-le cap la cap. Acum a stăbărât pe mine. Când o veni acasă, pe când o veni acasă, o să clarificăm situația, nu? Nu-ți sunt nici prieten, nici da, dușman. Da, știu că ești neutru, n-ai nicio treabă. Ascult acolo. Hai să plecăm. Hai să ne facem unde un viitor ducem? Al nostru. Ți-am spus de mii unde de ori. Hai să mergem în Spania. Hai să ne facem viitorul nostru. Mai bine am grijă de un om străin decât de măta. Vrei în Spania, a? Stai dragă și vorbim cu tine odată. Ascultă-mă. Zi, mamă. Nu fii căpos. Ce mă, că zici că e bolând? Din moment ce mă vorbește de rău, acum am văzut ce ați vorbit voi în casă, ce vorbim de mine, se poate?
Ia vorbit, eu n-am zis nimic. Adică ce, eu țin la ea, cât am făcut-o pentru ea, ce-am făcut eu, dar ce n-am făcut pentru ea? Vă zici și ea la supărare. De câte ori ce tăceți tu cu ea pentru noi? Ea vorbește mult, fără și ea problemele. Mult și prost, vorbește mult și prost. Tu cum ai fost cu mama ta, ai înțeles? Atâția ani de căsnicie, ți-a mers lucrurile bine. Noi n-am înțeles bine. Dar ați mai avut discuții, nu? Noi? Păi dar nu pe tema asta, mă. Avem 40 de ani aproape împreună. Hai, doamne, căsnicia perfectă nu există. Bunica ta n-am avut grijă de ea? Păi cum? Am avut grijă de ea sau n-am avut? Ai avut, normal, și noi o să avem grijă de voi. Ce-mi spune mie aia, că decât să o îngrijesc pe măta, mai bine îngrijește unul străin? Păi dar cine i-a dat să mănânce până acum? De ce vrea să te îndepărteze de familia ta? De ce? Tu vrea și ea o viață mai bună, dar asta se obține în timp, nu? Și ce, mă, ce nu-i dăm? Ție-ți bine în momentul de față, băi, așa cum ești? Băi, te-am angajat pe tine ca să ții cu părinții mei. E bine, e bine, mersi. Tu m-ai angajat pe mine ca să aflu adevărul, punct. Nu țin cu nimeni, păi cu tine, cu adevărul, nimeni. Dar uite, eu am sunt la mijloc aici, nu, pe mine nu mă apără nimeni, nu? Nu crede, păi ce știu că nu crede. Apăr, bă, dacă tu o aperi pe ea? Am mă, tată, tu că aperi pe ea. Ce s-a întâmplat până la urmă? Că nu s-a întâmplat nimic. A strâns niște bani, nimic. Se pune deoparte. Explică-mi și mie, că ești soțul ei. În Spania, mă. Da. Duceți-mi mie că ești soțul ei. Să trăiți voi viața mai bună. Să strângă banul cu bani, dacă tot de bani. Nu mergem nicăieri, stai liniștit. A zis și așa la supărare, unde să plecăm, să în Spania, ai trei pe vetrai? Treaba cui este să o complimenteze pe soția ta sau să-i atragă atenția? Vezi că ești îmbrăcată prea de ochiat. Păi treaba mea, în primul rând, ca soț, nu? A lui Popa. Ia vină cu. E treaba lui Popa. Mari! Bună ziua! Bună ziua, domnul Cristian. Ia spune-ți. Ce faci? Ce să fac pe aici, prin casă, cu treabă? Da. Dumneavoastră? Păi uite, ce e asta pe tine așa? Cum ți-a zis domnul tău că părinte să te îmbraci? Păi stați puțin, domnul Cristian, unul e să vin la biserică și una e să stau în casă. Îți păsești cuvântul domnului și al taică părintelui. Uite cum e îmbrăcată, ia uite-te ea. Da-ți călucine. Uite cum pleacă ea de acasă îmbrăcată și uitați-vă cum e îmbrăcată ea. Astea unde le țin să îmbracă cu ele, zici și mie? Păi eu știu, mă, mamă, de unde să știu eu? Păi de cine vrei, mă, să știe? Ești noi ar trebui să știi. De ce treaba acelui om? S-o treagă la socoteală, că ești îmbrăcată, nu știu, asta nu o știu să aflu, deocamdată nu știu. Nu ți se pare dubios? Să întreb cine e omul ăsta? Mă, tu porți ochelari de cal? Ce să mai zic, nu mai am cuvinte. Uite-te un pic la aia ce face. Intră în casă, se duce la sobă, pitește bani în sobă. Ia, păi la noi, bă. Doamnă, mă tem că aveți câteva zeci de milioane bune. Uite-te în sobă. Și unde ține bani? Eu nu știu nimic de bani ăștia. Doar a fost iarna, am făcut focul, înseamnă că nu sunt de mult puși. Când ți-a zis eu că ceva face, ai zis, nu se poate, nevasta mea nu face așa ceva. Pentru familie. Uite, pentru ea, nu pentru familie, mamă. Unde crezi că te duce minciuna? Și să presupun că ea vrea cu Spania, cu am plecat, cu nu pleacă nicăieri, cu știe să plece singură că... Ce să facă ăsta în Spania, nu mai mă interesează de ea. Foame. Eu? Ăsta e de Spania. Pe ce, de ce pierde pe acolo? Cu cine l-ai făcut mă pe ăsta? Că nu cu mine l-ai făcut. Cu cine? Păi sunt eu așa pe loc ca ăsta? Mă, tată, mă, te rog frumos, dă-mi colo de treabă. Chiar așa mă jinești în față. Eu te-am jignit pe matale. Te-am jignit pe matale? E, nu, dar așa zi, ai, bre, lasă-mă în pace, bre. Văd că nu e nicio inițiativă și tot ții cu ea și tot o iei în brațe. Păi și nu tot... mai au, gata, am văzut că mă minte, ascunde bani de mine, stau de vorbă cu ea să-i zic. Știți unde locuiește Popa? Păi cum? Păi cum să nu știm? Nu e Popa nostru de sat, cum să nu știm? Ia să dăm. O vezi la poartă? Ia stai. Vezi ce frumos se duce în casă? Ei. În casă la Popa? Uite-te și tu. Dar de unde știe ea? Să în casă la Popa? Da. În casă la Popa, da. De unde știe toate astea? Cam după jumate de oră, vine o femeie. Popa iese din casă, vine la poartă, să discute cu femeia. Popa intră cu femeia în casă. Așa. La etaj, unde este și scara. Uite-o pe mână. Se pare mie sau e în sutien? Nu cred, mă. Bă, Mali, mi se pare cred. Mie sau e în sutien, nevastă ta? Păi am văzut că e, dar... Bă, ce-i fac? Bă, cine ai cu Popa? A ieșit din casa omului în sutien? Tu te nu se aici, poate așa ceva. Am văzut că e în sutien. Am văzut că e în sutien. Da, mă, da, acolo... Chiar stă cu Popa? Bebe. Stă, are trei băieți nemăritați, bebe, necăsătoriți. Bine, dar are 72 de ani, Popa, pe cu Popa, bebe, nu cred. Doamnă, nu cine mai era în casă ceva? La ora aia? Cu altcineva de acolo, poate, dar cu doamnă, Popa. Doamnă, uitați-vă aici, lăsați-o în aibii de treabă. Cred. Ora dumneavoastră iese, se îmbracă repede, coboară tiptil pe scară, veniți încoace, da, doamnă. Da, da. Deși avea poarta la trei pași. Și putea așa. Ieși pe poartă frumos, da. Că bănuiesc că nu e o problemă, că văd că vine lumea la Popa să-i ceară sfat. Da. Nu, ora dumneavoastră. O ia pe lângă ferestre, așa. Prin spatele casei. Așa. Una, două, trei ferestre sunt acolo. Așa.
Nestingherita ea trece pe acolo. Da, dar la popa în curte. Nu e numai popa care e, deși are popa, are și trei băieți. Are și și dascălul. Păi și unde sunt? Dascălul, de fapt, dacă de când ne-a luat casa foc, s-a mutat la popa, e și el acolo. Da, acolo de dascăl, că... Nu mai vorbi tu. Cum adică? Păi sigur că da, sigur. Ce i-a luat foc? Casa, păi da, ia la casa folu, dascăl și n-are un să mai se așa, ți-a la popa. Și eu e dascălu și mai trebuie. Dar cu popa sunt nicio formă, nu? Nu e bine, eu zic să, și, eu zic și, să te mai... Să mai să investigați bine măcar cazul. Ia, stai puțin, Gica, că nu e chiar așa. Să investigați bine cazul. Adică ce vreți să spuneți? Că eu nu cred cu popa și... Doamne, v-am spus eu că s-a culcat cu popa. Păi da, vede lumea. Eu v-am spus doar atât. Femeia a venit acasă la om, o vedeți, e casa lui, a ieșit în sutien din casa lui. O, mai putea și popa, domnule, hai să fim serioși. Mai poate și ăla să facă ceva la o femeie, la joacă. Întrebați pe mine, ce treabă am eu cu el? Divers, eu mă gândesc așa în sinea mea, în creierul meu ăsta. Ce mai contează că e cu popa, că nu e cu popa? Important e că mă înșeală cu careva și pentru mine nu... Da, mă interesează. Popa, gata, s-a terminat totul, nu se poate așa ne ceva. Ne face de tot râsul în satul. Păi o să, nu mai am ce să mai, o să divorțez. O să divorțez, că acum am și dovada, o dăm afară, se ducă la măsa acasă de unde a venit. Ia, lasă-l. Ce, tată, ce mai e? Ce mai e? Ce mai e? Ești pămpălică rău de tot. Păi de cauza voastră sunt pămpălă, nu că voi m-ați crescut așa, să stau după voi să vă ajut. În loc să ieși cu ea în lume și să le ducă să le facem și noi viața, nu? Că voi sunteți de vină. Păi dai vina pe mine, că nu vezi că domnului sunt de la vină. Nu mi-ai luat și mie o mașină, nu mi-ai luat și mie nimic. Mă muncești de dimineața până seara ca un sclav, dar nu se poate așa ceva. Domnului suntem de vină, nu? Și ți-am spus, cu aia nu mai am ce să mai, nu mai vreau să mai văd acasă. Cred că o gâda că o prind de acasă. Cum se duce cu ăla să culcă, să culcă? Nu, că te duci, îți iei vântul, nene, te duci la unchitul. Păi ca să scap de voi, cred că o să mă duc. Du-te, că oricum te dai de gol, aiurea. Stai liniștit. Păi pentru mine 7 ani am muncit, uite la câmp cu ăștia bătrânii. M-au ținut, ei sunt de vină, într-un fel, că numai după ei am stat. Hai, ajută-ne, ca să facem, să avem acolo și nimic, nu? Nu mi-ai luat și mie o mașină, nu mi-ai luat și mie nimic, mi-ai promis că mie nu mi-ai luat nimic. Păi da, bă, dintr-o pensie vrei să-ți iau și avion. Păi de muncă, din recolta asta pe care o strângem aici, nu? Păi ce, cât abia ajungem? Ca să-ți pui nevasta la muncă, la treabă, ca să-ți faci avere. Poate și ăsta e un motiv pentru care a luat-o pe drumuri greșite, nu? Nu se ducă la popa. Hai, vreau, lasă-mă în pace, că nu mai gata, eu am plecat, nu mai fac nimic, lasă-mă în pace. Du-te, bă, ți-a zis. Să te duci. Cu ea, cu toți să pleci. Păi și ce faci, omule? Întorci spatele, pleci, gata. Salut. Alo, unde duci? Treaba-mi în felul următor. Pre-mașina, ai zis? În casa preotului mai locuiesc patru bărbați. Și vorbi și de mașină. Printre care și prietenul nostru cu afacerile, dascăl. Valentin vrea să... nu știe exact ce vrea, până la urmă a rămas că să continuăm investigația câteva zile, să vedem exact ce și... Bine. Concentrează-te pe bărbații care locuiesc în casa Popi. Domnul Ernest, vă rog frumos, veniți cu probe ca lumea și după aia mai vorbim. Mie nu convine ce am văzut acolo. Ora 8 și 30 de minute. Mariana a uitat de învățăturile Bibliei și s-a îmbrăcat provocator. Grăbită, pleacă de acasă. La fel cum a procedat și zilele trecute, face autostopul. Și de această dată ajunge tot în Alexandria. Detectivii sunt dispuși ca de această dată să recurgă la orice strategie pentru a afla adevărul. Femeia pare acum relaxată și se plimbă prin centrul orașului. Bună! Bună! Ce faci, bine? Uite ce să fac aici! Tu? Ia! Dar ce e așa asta cu tine? Păi ce? Haide, mă, chiar așa, păi ce ți-am zis eu să te îmbrasă? Păi da, dar îi dădeam de bănuit lui soacră mea acasă, era cât bine, mai... Păi da, uită-te păi și tu ce, era ia uite pe ce să mă prindă? Păi da, nu ți-am zis să te îmbraci așa frumos cu dalea mai lungi, păi, când ne vede lumea nevrudine, cum te ispătești așa cuvântul Domnului păi și tu, în imagine. Păi tu când m-ai cunoscut, nu așa eram? Da, da, știi că sunt gelos și mă faci mai gelos. Din cauza crizelor tale, da, aia era cât pe ce să ne prindă, ce nu înțelegi, ce ți-e atât de greu? Poți să înțelegi lucrul ăsta? Da. Trebuie să ne prefacem până ne atingem scopul.
Dumnezeule mare! Dascălul satului este amantul Marianei, iar gelozia exagerată a acestuia a transformat-o pe soția noastră într-o femeie bisericoasă. Așadar, soacra a avut dreptate. Dar care este planul celor doi amanți? Ce au de gând să facă? Ținându-se strâns de mână, cei doi merg întâi la bancă. Jumătate de oră mai târziu, intră la același notariat. Detectivii de data aceasta sunt mult mai vigilenți și nu-i scapă din ochi. Amanții intră într-un restaurant. Deci aia 21.000 de euro nu ne ajung pentru o viață care vrem noi să ne facem acolo în Franța. E totuși o țară străină. Nu știu, mi-e foarte frică. Nu are de ce deci să-ți fie frică. Nu are de ce să-ți fie frică. Ți-am zis, am pus mâna și pe banii ăștia și am plecat. Lăsăm totul baltă și am plecat. 21.000 de euro. Adică banii bătrânilor pentru locurile de veci. Detectivii au pus cap la cap informațiile. Afacerea pe care o au nu este a preotului, ci a lor. Ei vând gropile de veci la suprapreț și păcălesc oamenii în numele bisericii. Așadar, cei doi amanți sunt de fapt niște impostori care, odată ajunși cu banii pe mână, au un singur scop, să plece din țară. Vreau să aflu și eu până la urmă adevărul. Te-ai culcat cu bărbatul tău sau nu te-ai culcat cu bărbatul tău? Nu ți-am spus, dragă, că nu. Ți-am să termin cu gelozile astea. Nu așa, pentru că ăsta nu e un răspuns. Păi ce răspuns vrei să-ți dau? Ți-am spus destul de clar, da? Și am trecut direct la subiect. Nu am mai întreținut nicio relație cu el, da? De când te-am cunoscut pe tine. Îl tot mint, îl tot amând. Mai ales acum că e postul, crede-mă, pe cuvânt, chiar nu... Nu, orice ar încerca. Tu pleci în seara asta la soră ta, așa, da? Da. Ca să nu mai stai la el, nu ții nimic la tine. Da. Te duci normal la soră ta, stai acolo la ea. Eu maxim o zi, două, termin ce am de terminat și scăpăm. Nebănuind vreo secundă că sunt urmăriți, amanții își trăiesc povestea de dragoste fără să le fie frică sau rușine, chiar pe drumul care duce spre satul lor. Imediat ce a primit noile informații, Ernest se întoarce la casa familiei Dumitrache. Bună ziua! Bună ziua, domnul Ernest! Ați vrut probe? Da, ați adus probe? Proaspete! Asta și vroiam. Ca să ne-am zis, ne facem de râs că vă vine cu popa. Cel puțin să știm și noi despre ce e vorba. Ce și se întâmplă, se întâmplă în casa popei. Se întâmplă, păi, acum eu nu știu cât de multe știe și omul ăla. Eu mi-am dat seama și am știut de la început. Că se întâmplă sub acoperișul lui, da? Ați venit cu noutăți? Ce ți-am zis eu ție? Că nu e? Știam că nu e cu popa. Măi, mamă, mă, păi n-avea cum, om de... Vrei să te convingi cu ochii tăi? Ce zici, mă? Da, vreau să mă conving. Ce zici, mă? Am avut dreptate că nu e cu popa. Nu mai contează cu cine ești, hai să vedem. Dacă vrei să o vezi cu ochii tăi... Vreau să văd. Haide acum cu mine în Alexandria. Te rog să mă aștept 5 minute și mergem. Păi stai până mai mergem și mergem. Nu aveți treabă, voi rămâneți acasă. Ce treabă ai tu, mă, mamă? N-ai nicio treabă. Sunt destul de mare. Hai stai cu tata acolo și mai lasă-mă în pace cu toată viața. Hai du-te și te calici. Mă duc că sunt destul de mare. Stați acasă voi. N-aveți loc în altă mașină sau eu știu, la. Cum să vă iau eu dacă fiul dumneavoastră nu vrea să vă ia? Păi stai pe loc. Nu are 37 de ani. Trebuie să-l lăsați. Trebuie să-l lăsați să meargă pe picioarele lui. Nici o minte n-are. Nu vedeți că nici o minte. Ce învățați pe copilul ăsta? Că nu mai e copil, e om în toată firea. Nici o minte nu are. Păi, și cum de a ajuns așa? L-a încălicat așa cum a vrut ea. Cum de a ajuns în situația asta? Eu știu cum a ajuns. Să nu se poată descurca de unul singur la 37 de ani. Se descurcă de unul singur, dar nu în fața lui aia. În fața lui aia e mort. Mamă, tată, ei, tată, nu mai vă băgați, ajunge. Stau cu voi de 37 de ani, mi-ați mâncat sufletul. Voi o să rămâneți acasă. Ți-am mâncat sufletul, singur. Tu ne-ai mâncat sufletul. Ce faci tu acolo singur? Probleme. Dar ce faci tu singur acolo? E problema mea, mă descurc. Lasă-l, lasă-l. Da, domnule, ia, să mergem, că n-au ce să caute cu mine. Sunt destul de mare, de 37 de ani. Du-te, mă, du-te. Nu mai îmbătătura aici mă țineți. Hai, descurcă-te. Faci ce vrei. Ernest, însoțit de Valentin, pleacă spre Alexandria pentru a da toate cărțile pe față. Ideea e în felul următor, că trăiește cu Cristian, trăiește cu Dasco. Da. Să-i vezi cu ochii tăi în Alexandria. Să vezi ce o să le fac. Și să știi că sunt mulți bani la mijloc. Că povestea care ți-a spus soție cu plecatul, eu cam spune și lui.
Ai văzut, până acum te-am susținut. Nu vreau să te mai văd lângă bărbatul tău. Nu vreau să mai, să mai pui mâna pe tine. Hai să plecăm dacă nu vrei să mă mai vezi lângă el. Eu m-am chinuit atât ca să fie bine, să o țin aproape de mine, că am iubit-o. Acum nu știu ce mai simt pentru ea, decât ură probabil, atâta mai simt. Gândește-te că am ce-mi alături, m-am chinuit. Avem o gospodărie împreună. Eu am muncit cel mai mult, ea întotdeauna s-a fofilat de muncă, da? Bun, întrebarea este, ea și-a dorit genul ăsta de viață? Și-a dorit început, ce ți-ai dorit tu? La început și-a dorit, adică de la un timp încoace, nu știu, parcă luase razna, tot bătea, apropo, eu am spus că zice și-a la supărare, sau fiecare femeie are visurile ei, că vrea în Spania, că vrea să muncim afară, și am spus, bă, femeie, câți nu sunt din sat de la noi de a plecat afară? Și s-au întors cu coda între picioare și plin de datorii. Pentru că afară nu umblă câini cu cobrigi în coadă. Muncesc eu și pentru tine, eu muncesc mai mult, că sunt bărbat și mi-ajut părinții, că doar stăm la ei mei. Nu te spetește nimeni, că dai de mâncare la animale sau mergi și tu 2 ore dimineața la câmp. Dar în schimb, ai tot ce trebuie. Dar te-ai gândit vreodată ce înseamnă pentru ea ca femeie să-și dorească altceva de la viața asta? Nu au fost posibilități. Când locuiești cu părinții, trebuie să mai faci și compromisuri. Unde să pleci? Cred că poți să pleci așa peste noapte. Nu peste duci noapte, pe dar sunt 7 ani. Să te duci? Sunt 7 ani, dar în 7 ani am mai dezvoltat gospodăria, n-am murit de foame, nici n-am forțat-o să muncească. În același timp, puteai să nu dezvolți gospodăria și să-ți asculti soția și să încerci, chiar dacă locuiați într-o garsonieră. Măi, m-ai întrebat. Acum văd că nu-ți place adevărul. Încă o dată îți spun, dacă la fel te-ai comportat și ceva îmi spune că la fel te-ai comportat și cu nevastă ta. Bă, Ernest, tu cu cine ți-i ții cu c***a aia că mă enervezi acum? Gata, mă, nu mai filma. Vrei să nu mai merg nicăieri? Ce înseamnă toate astea? Poftim? Păi ce înseamnă toate astea? Tu ții cu c***a aia care m-a înșelat și a bătut joc de mine? Ție ți-ar fi convenit? Nu-i nevasta mea acolo. Dacă n-ai chef să mergi la Alexandria, oprim pe dreapta, te ducem frumos pe tine, te lăsăm în poarta casei tale și cu asta basta, se finalizează povestea. N-am nimic cu tine personal. Păi nici eu n-am nimic cu tine sau cu nevastă ta. Dar am de vină să pe toți de pe cuvântul meu. Hai serios! Că ții cu o de asta ordinară vină. Care m-a albit, uite-te că m-a albit. M-a albit în 7 ani de zile, zici că am 50 de ani. Ideea e în felul următor. Eu am o armată de oameni care în momentul de față sunt la dispoziția ta. Nu-i duc aiurea în tramvai, hai să ne gândim, hai să ne răzgândim, facem asta, nu mai facem, că nu suport eu adevărul. Ce înseamnă pentru ea un bărbat? Să vie acasă beat? Să nu iasă din cuvântul tău, că la noi la țară așa se întâmplă. Prietene, hai să vezi ce înseamnă pentru ea un bărbat. Hai să văd, hai să vezi ce curios. ce are Cristi și n-ai tu. Știi că sunt gelos, știi păi că sunt... Păi ești gelos, dar nici cu aia nu pot să mă încerc, altfel ne prinde. Și cu ochelari la ochi, păi nu, ce înseamnă aia? Bine, uite, mi-i dau jos, poftim. E mai bine așa? Haide, că nu îmi place așa. Dar nu vreau să te văd supărat. Știi că sunt gelos și mă faci mai gelos. Ei, încearcă să treci peste până ne, până ne atingem scopul, Cristi. Tu de câte ori ai spus ei chestiile astea? Mă faci gelos. De câte ori ai fost tu cocoșul? Păi nu i-am mai spus de mult pentru că... Păi uite unde ai ajuns! Ce să mai zic? Nu știu ce să mai zic. Măi, ai vrut să afli adevărul, ai vrut să știi de ce? Nu vine să cred că s-a schimbat atât de mult. Nu vine să cred că asta e nevasta mea și poate că se că uită ea la... Poate că nu s-a schimbat atât de mult. Poate că tu te-ai schimbat, omule. Cu ce să mă schimb? Să mă apuc de furat? Să fac ca ăsta să mă dau la lume? Eu vreau să am o viață corectă și cinstită și de asta am vrut să duc și pe ea pe drumul cel bun. Da, bineînțeles. Și greșeala cui e aici? E greșeala ei că a avut visele astea de când ai cunoscut-o tu? Sau e greșeala ta că tu cu gura ta ai spus mai înainte, da? Că nu le-ai dat importanță. Uite-te după 7 ani unde s-a ajuns. Vreo 6-7 luni îl mint, de când te-am întâlnit pe nu tine, nu te mai cuca cu el, păi pentru nu, că nu e mai bine, cu... da? Mai ales că eu vreau să fiu cu tine și tu în continuare te curci cu bărbatul, sau nu te mai curci cu bărbatul, da? Mai, tu nu înțelegi că nu mai m-am curcat cu el. Aseară ce ai zis când s-a ajuns? Aseară i-am spus că suntem un post, normal. Voi în momentul de față nu aveți o familie, aveți o căsnicie, care scârție. Femeia asta nu prea înghite pe părinții tăi. Și deja de la un punct încoace nu te mai înghite nici pe tine. Știi ce înseamnă să pierzi totul și să iei de la capăt? Prins frica aia de a încerca din nou. Nu mai ai puterea dacă nimerești a doua oră la fel. Asta ține de tine, ține de... Nu dai seama. Cum poți tu să-ți depășești? Da, totul s-a desfășurat atât de repede, totul mai pot. Păi așa se întâmplă în viață. Construiești în timp, în an de zile și se năruie într-o oră. N-ai... Ăsta e mersul vieții. Nu vine să cred că am ajuns într-o situație, cred că mai rea de atât. Cred că nu se putea. Ba da, se putea mai rău. Nu cred că se putea. Se putea să stai în continuare cu iluziile tale și să te trezești într-o bună zi că nevastă ta a plecat.
și să nu știi ce s-a întâmplat, să nu ai un răspuns, o explicație, să te trezești că primești o felicitare din Paris. Da, mă, iubita, de ce aia 21.000 de euro nu ne ajung pentru o viață care vrem noi să ne facem acolo în Franța, e totuși o țară străină? Nu știu, mi-e foarte frică. Nu are de ce deci să-ți fie frică. Nu are de ce să-ți fie frică. Ți-am zis, am pus mâna și pe banii ăștia și am plecat, lăsând totul baltă și am plecat. Doamne, ce sunt 30 de milioane. N-am avut atâția bani și nu o să am în viața mea. Dar de ce gândești așa că nu o să ai? Cine știe? Păi este o sumă, pentru noi este o sumă astronomică. În locul tău m-aș câini să joc la loto doar așa, să câștig, să ajung milionar, să moră de oftică. Nici nu pot să-mi imaginez cât de mult poate să însemne, n-am numărat atâția bani în viața mea. Ascult un pic. Te mă iubești, nu? Da, eu da, te iubesc, pe altfel aș face asta doar. Știi că am mai fost unul care zic că mă iubește și e după fost al ăsta, nu? Nu, Guriță, nu. Eu te iubesc, vreau să încep o viață nouă cu tine, alături de tine, da? Așa. Și sper că o să fie bine, să știi. Dar tu mă iubești pe mine? Nu. Glumeam. Așa, știi că sunt gelos. Pentru ea nu mai există umanitate, nu mai există respect, nu mai există iubire. Ești să aibă bani cât mai mulți. Ești mai liniștit decât erai când am plecat de la tine din curte? Ai reușit să mai primești niște răspunsuri, să-ți dai seama de ce? Mai m-am liniștit pentru că am văzut pe ce drumuri a luat-o și că nu mai pot să mai fac nimic, să mai fie ca înainte. Zim. Suntem pe drum, venim spre Alexandria. Poftim? Nu știu unde să vă găsim. Mamă, tu ești? Da, eu sunt eu. Doamne, asta m-a lipsat, doamne. Cum poate să meargă mai rău de atâta? Bine că durează, că nu-i gândesc singur, acum, ce părere ai? Nu să rămâneți acasă, că mă descurc, ce n-ai? Chiar nu pot să am încredere în voi. Ziceți bine, cap, că nu te lasă să te joace, apăteze cum vrea ea. Stai liniștită, acum am văzut un ceapă se scaldă. Normal că te-ai convins, că nu e vreme de casă. Mamă, mai bine mai târziu decât niciodată. Păi trebuie, mamă, să mă țin în minte la când mi-a făcut. Bine, acum e momentul să mă răzbun și eu pe ea. Doamnă? Da, domnul, e unde sunteți? Intrăm în Alexandria. Mulțumesc mult. Sărut mâna. Vă țin la curent, doamnă. Simți că se crește tensiunea? Mi-abia aștept să ajungem, nu mai am răbdare. Ascu, să-mi vadă ea. Ce-și dorește asta o să aibă, acum, pe moment. Un bărbat dur, impunător. O să fac eu să-i dau tot ceea ce-și dorește ea. Dacă asta îi place, îi place agresivitatea, îi place jignirile, de asta o să aibă parte. Ia spune-mi, te rog frumos, ce facem, pe unde o luăm? Trebuie să ajung în centru? Trebuie să spre centru, o să nu știu exact dacă o să meargă spre centru sau dacă au acolo vreun apartament, încă sunt mulți pe ei. Pot ajunge cu mașina până unde sunt ei nu sau e... Bine, atunci procedăm în felul următor. Eu merg cu mașina până unde pot să avansez cu mașina, după care o iau la pas. De ce zici tu să îi lăsăm pe ei să vedem unde se duc? Dacă ei acum sunt în mulțime și pe spațiu public, eu zic să îi luăm direct prin surprindere. Eu acum sunt pe alea principală, e destul de liniștit. Sau dacă se duc într-un apartament iarăși, ce facem? Ah. Stăm după ei până când ies de acolo? Nu, dar vreau să știi cum e Vali, e un arc. Ok. Să vadă. Fii atent, de în felul următor. Eu știu că tu îți dorești în momentul de față să sari pe ea, dar m-a scurs puțin, Vali, privirea la mine. Ca lucrurile să funcționeze normal, eu am o echipă întreagă de coordonat. Nu e foarte simplu ceea ce fac ei. Sunt conștient că... Ideea este în felul următor. Vom aștepta, nu știu cât, 2, 3, 10, 20 o oră, până când primesc ok-ul din partea lor. Da. Dar trebuie să ai încredere în mine și trebuie să facem lucrurile așa cum îți spun eu. Am înțeles. Da? Da. Încă o dată, Aleea de Marmură, da? Da. Hai băi, ți-i dăm drumul la treabă. Hai, Vali. Explică-mi pe unde mă duc către ei. Ea cu ce e îmbrăcată? Ea este îmbrăcată cu un vest de vară scurtă, sandale albe, geantă albă. Și el cu ce e îmbrăcat? Crem. El este într-o cămașă albă cu carou,
albastre. Fii atent, deci ne uităm după o cămașă albă cu carouri albastre și o rochiță de vară cu pantaloni negri. Pe amândoi domnul Chita, ce care e funcția ta? Nu-i văd în momentul de față. Deci el e îmbrăcat pantaloni negri, cămașă albă cu carouri și ea este într-o rochiță. Alo, da. Unde sunteți? Că am ajuns în Alexandria. Stai un pic, e mamă ta. Doamnă, suntem în centru, cunoașteți orașul? Nu cunosc, dar poate mai întreb, dacă spuneți unde sunt. Suntem în centru, chiar pe alea pietonală, mergem către fântână. Da, 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 bine, întreb și o să fii cu mine acolo. Ok, sănătate. Vali, vezi pe undeva? Nu sunt aia de acolo, care? De la fântână. Unde? Ai văzut? Aia sunt, da? E aia în rochiță și ăla în cămașă? Ele, e gata la m***. Ce le fac? Lăsați-mă pe-n pace! Vali! Nu fă pe nebună! Stai cu el acolo că nu-l văd bine. Ce faci? Nu te înșel! Ce se întâmplă cu tine? Am venit să fac niște acte cu tine! Nu-mi face de astea cu mine, crezi că nu știu tot? Nu știi nimic! Ce-ai făcut față cu-ți bani de mine? Ce bani ascult? Sunt banii la popă, Vali, nu ți-a spus nimic! Ce bani la popă la noi în casă, fă? Cum adică ce bani? Nu termină cu minciunile astea, nu-i taci din gură! Nu sunt nimeni și un bani la tine în casă! Trebuie să-mi cazi în genunchi, fă! De ce? Lăsă-mă cu camera aia de aici! Ce-i asta? Cine ești, mă, tu? Ce ți-am făcut eu, mă, ție, să dai cu înghețată pe mine? Cu astea, bă, plecați, mă, cu astea de aici. Și tu ești dascăl, mă? Tu lucrezi pentru biserică, da, mă? Da, da, de ce? Ce cauți tu aici cu nevasta altuia, mă? Ce am făcut? N-am bă, făcut cine, nimic, mă. Ce ți-am făcut bă, eu să-mi dai mie pe cămașă? Bă, băiatule, ia uite, mă, tu ești ce, aici cu nevasta altuia. Ce, mă, ești gorilă, ce? Băi, nu le vorbi urât, că n-am făcut școala împreună. Bă, ce-i mă astea aici? Auzi-l pe ăsta cum vorbește, omul bisericii cum vorbește. Dascăle, da, ți-ai furat-o. Nu mi-am furat deloc, ce-am făcut? Ce cauți aici cu nevasta lui? Ce-am făcut, mă? Uite, domnule, unde s-au băgat, auzi, ce-o fi zis? Aici nu ne găsește nimeni, aici suntem în siguranță. Ah, ce-o fi crezut? Ce-o fi crezut? Păi de unde să știu? De unde să știu? Ar fi culmea să fie cu popa. De când mă chin... Ai de capul meu, dar nu crede. De când mă chinui, de când mă chinui eu să aflu adevărul, să aflu ceva de la ea. Cu ăsta mă înșel, fă? Da, cu ăsta te înșel. De ce ești așa nervos? Ce s-a întâmplat? Păi și după ce ai făcut, ce ai făcut, am văzut tot, am tăcut dovezile. Nu am nimic, termină-te! Gata, cumpărăs! Pleacă, fă! Ce să fac cu tine? Că nu ești bun de nimic, ești numai după fusta lumata. Eu, fă! Te-am spus de la bun început să plecăm! Și-am spus de la bun început să plecăm și n-ai vrut, ai stat după fusta lumata! Păi ce fai, eu mă iau după tine? Dar după cine vrei, mă, să te iei? Place, munca nu-ți place, nu? Nu-mi place muncă? Atunci de ce mai luăm, mă? Că ești de 7 ani cu mine, ia spune, mă, ce vrei, mă, să aștept de la tine? Îți faci un copil, ce mi-ai făcut un copil? Ce copil vrei, mă, să-ți fac, a? Când tu ești după fusta lumata? Nu mă te lua pe de mama, că are dreptate. Ce are, mă, ta dreptate? Ce ești, fă, așa? Ordinară. Și voi ce sunteți, mă? Vă mâncați pământul de sub unghii? Dă-ți dinainte! Termină-te! N-ai ce să mai vii la mine în casă? Dar stai liniștită, că nici nu vreau să vin! Și pleci! De ce? Păi de ce, fă, că ești obosită, m-ai făcut de râs la toți! La cine te-am făcut, mă, de râs? Singur te faci de râs! De ce, fă, că ești după cu unul și cu altul? Da, da! Că fă de asta aici. Este dovada de care dai! De ce n-ai fost, mă, bărbat? De ce n-ai fost, mă, bărbat? De ce nu ești, mă, bărbat adevărat? 7 ani de zile, de ce n-ai bata adevărat. Termină-te, mă, cu asta. Nu te satură tot satul, fă. Da. Ce cauți cu ea aici? Uite, am venit până aici. Ai venit până popa aici. Facem ceva să legalizăm niște acte. Popa, mă. Da. De da, capul tău, dacă află da? Popa, ce bă, faci tu? Astea, rămâi mă, în stradă. Aici, băi, băiete, bă, stai calm. Mi-ai mai provocat pe băieții ăștia și pe mine. Dar nu provoc, mă, pe nimeni. Băi, ce da, e mă aici, mă? A, uite-i. Uite, drag, uite acolo. Uite-i col. Nu am făcut nimic, băi. N-ai făcut nimic. Ce-i mâine în astea? Băi, adună-te că ți-o iei. Toți mă am zis ce-am făcut, ce-am făcut, n-am făcut nimic. Ce cauți tu aici cu ea? Am venit să vă scoate niște acte, ne-a trimis scopa, da? E prima oară când ai venit. Da, da. Și asta ce? Ce, nu sunt eu aici, mă. Ce, mă, băi, nu sunt eu aici, plecați, mă, poate, oprește-mă în camera.
Bă, tu crezi că vorbești cu babele tale la care le vinzi groapa de veci? Păi, ce am făcut? Nu sunt eu aici, mă, plecați mă de aici, mă. Ce te face pe tine? Păi. De ce se culcă ea cu bărbatul? Da, e de ca. Ce e mă aici, mă? Tot ce ai făcut în ultimele 10 zile a fost urmărit, plecați, mă, și lăsați-mă, bă, lăsați-mă în pace, mă. Revinți la babe gropile de vechi și la suprapreț, mă. Lăsați-mă în pace, mă. Cu asta te ocupi tu? Unde ți-e basmaua? Unde ți-e? Păi nu ai spus că nu mai porți basma, de ce te bași, matale? Păi de ce să vă dau, mă? Cine îți dă de mâncare? Cine îți dă de mâncare? Eu îți dau. Așa, oameni, ce cățeilor? Ce căței? Așa, și cum vrei? Fustă lungă nu vrei, fustă scurtă nu vrei. Ce vrei? Nu știi să muncești, nu știi să faci nimic. Ce vrei să-ți muncești la tine în casă? De ce nu mă lasă să fac casa mea? Ai plecat, ai plecat, ai tu mai aici, că ce să faci? Păi am plecat, uite că m-am făcut doamnă, voi ați rămas aceiași. Ce ești, mă, doamnă? Da. Era o amărâtă, știau la mine. La ce eram amărâtă? Nu sunt mai îmbrăcată decât voi. Ai o amărâtă. Eu sunt mai îmbrăcată decât voi, ai înțeles? De ce ești mai îmbrăcată? A, și da? De unde ai, mă, bani? Da. Tu stai liniștită că nu sunt banii lui Fito, ai înțeles? Dar de unde ai tu bani? Dar treaba mea de unde am? Să ce nu te mai prind, în curte la mine nu mai ai ce căuta. Dar m-ai întrebat dacă mai vreau să cal la tine în curte? Păi cum să nu te... Ce, da? Da, ce, da, 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 da. Da, stai după fusta lui. Asta a fost planul tău. Da, asta a fost să fii tu după fusta ta? Da, cine a fost? Asta ai urmărit să mă despart de el? De ce să te despart? A, păi tu ai vrut să te despart de el. Ce cauți cu ăștia pe urmele mele, a? Am totul legal, acte legalizate, tot frumos. Mă duc la doamna acolo și ai dat... Ia-ți băia, găriciule. Bă, ce e, mă, cu tine aici, a? Bă, am crescut împreună, bă. L-a trimis popa aici, mă, să stea de vorbă cu nevastă. Da, am crezut că îmi dăm la tine, mă. Ce, mă? Dacă ai rămas în sat, ce? Nu mai provoca. A? Nu mai provoca. Zi, mă. Băi, asta, ce? De ce? Zic. Ce să zici, mă? A fost tovarăș la un moment dat, da? Da, și ai ajuns așa. Să mă faci tu pe mine? Nu te fac, mă, pe tine. Cu ce te-am făcut eu pe tine, mă? Că am plecat, că am plecat în Franța, mă? Da, mă, bă! Dar tu ce cauți pe aici? Nu, ce cauți tu? Ce drept îți dai ție să vii pe urmele mele? Nu vorbi tu cu mine! De ce? Nu vorbi, că nici o seamă cu mine! Auzi, am stat atâția ani la tine în casă și n-ai avut nu vorbi așa cu mine. Cu mine. Obraznic, o n-ai crezut? Ești obraznică, nu vorbi așa cu mine. Bă, eu vorbesc cum vreau. Nu vorbi așa ba, da, a ajuns momentul să spun adevărul. Ce să spui adevărul? Fii tu e, numai după fusta ta vreți nepoți? De ce vreți nepoți? A? A, da, da, de-aia n-ai vrut nepoți? Da, de-aia n-am vrut. Până da, acolo, da, 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 n-ai vrut? N-ama, nu ai fiul capabil să-ți facă nepoți? Da, așa, da, 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 da. Obraznic, o ce ești? Exact. Mai ai ceva să-mi reproșezi? Ce să-ți reproșezi? A, la mine, oricum, pentru mine ai terminat cu mine. Deci eu nu vreau nimic cu Fito, ai înțeles? Da, nu mai, da, nu mai vrei, da, pe tine, vrei nu pe altul. Nu mai vreau, da, nu mai vreau, că m-am săturat de el. Nu mai te-ai săturat da, de el? Da, m-am săturat de el. Bine. Altceva, ce mai... De ce ai venit aici cu el? Vreau să știu și eu. Ca să știu ce faci, că până acum, mamă, că n-am făcut nimic. Așa. Mamă, că m-am dus, în... am avut treabă cu acte, cu popa, cu... Așa, a, da, avut da, 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 am a, avut treabă. Când m-ai mințit știi în față? De ce fac treburile astea cu popa? Ca să-ți intre bine odată în ca femeie ce ești, ai înțeles? Ca să învăț rălul din viață, că nu mai lăsa să mă mula casa mea. Vai de mine, vai de cu tine mine. În casă nu se poate omul nici culca, ai vai înțeles? Vai de mine, da, tu ești, tu ești de aia corectă, da, și aia da, bună, da, și aia da, faci da, tot ce vrei da, tu. Da. Păi ne simți, vrei să tac tu, mă. Ce vrei, moșule? Ce moș, mă, ce moș? Ce-am făcut, bre? Cum, mă, ce-ai făcut? Ce-am făcut eu, bre? Ce-i dat, mă, la nevasta lui Fimiu? Nu m-a dat, bre, la nicio dar nevastă, la nimeni, bre. Eu sunt al bisericii. Ai fost filmat de mai multe ori în Alexandria. Bă, dar nu sunt eu, mă, acolo, mă. Nu sunt eu, mă. Uitați-vă și voi acolo, că nu sunt eu. Tu ești. Bă, și auzi, mă, când ți-am zis să vii cu mine în Franța, n-ai vrut, mă? Bă, păi te duci după Ciordin. Nu m-am dus, mă, după Ciordin, m-am dus să-mi fac un viitor. Da? Ia lăsați-mă, mă, în pace, mă, dă-mă drumul, mă. Că se culcă ea cu bărbasul, mă. Drumul, mă. Dați-mă cu minți, mă, și ce ți-am făcut eu ție, mă? Cu ce ți-am greșit eu, mă, ție? Nu ți-am stricat eu nimic, mă. I-ai spart casa. Nu ți-am stricat, mă, nimic, mă. I-ai sucit minții la nevastă, mă. Și m-a dat ce vrei? Tu mai calci în satul ăla, mă? Cal, bre, de ce? De ce vrei? De ce vrei? Nu stă în smaș. Gata, mă, ia stați așa, stați un pic așa, ia stai, bre, așa. N-am furat, bre, la nimeni. Cum vrei să stai, mă? Ce, mă, vii cu tactul la mine, vii cu măta, cu cine ai mai venit, mai venit cu tot satul, cu popa, cu cine ai venit, mă, cu preotul? Nu sunt, mă, mur de foame, mă. Nu sunt, mă, și ce vrei, vii că ce, nu poate să descurce singur? Vine cu mata? Păi tu vii cu tactul, mă? Om la 37 de ani, tu vii cu tactul, mă? Cu cine vrei să vii? Cu cine vrei să vii? Bă, vorbește frumos, bă. Băi, prietene, e el aici. Nu, lasă-l puțin, că eu l-am lăsat pe om. Eu l-am lăsat pe om. Explică-mi și mie. E băiatul ăsta? Stai să-i vezi fața.
Băi, ăsta? E ăla de acolo? Băi, e ăla de acolo? Explicați-i și voi că el zice că nu el e. Bă, prietene, uite ce zic oamenii ăștia. Adică nu ești tu acolo, ia uite câți oameni sunt aici și te văd aici, ia uite. Nu ești tu, mă? Mă, nu e asta? Ele, boss, ele. Nu e asta? Ele. Voi niciodată nu m-ați considerat nora voastră, ai înțeles? De ce nu? A, nu te-ai respectat, n-am avut grijă de tine? Nu, pentru că ai băgat lufitul verzi și uscate în cap, că se uită bărbații la mine, pe normal că se uită. Pe, a, asta e bună. De ce se uită la tine? Pentru că... Dar ce vrei să uită la tine? Ești de acasă în capot cu rochea aia și dași, formă, ajungi ca uite, ca... Păi nu vezi că nu scor bine, nici cu fusta scurtă, nici cu fusta lungă. Ce vrei, femeie? Ce vrei? Dar nu ce așa de scurt? Vrei să mă îmbrac în costum de baie? De 7 ani de când te-ai cancelat pe Fimiu, n-ai fost în stare de tine, de nimic. Nu mai plui umbli, hai cu ei, plui dimineața, vii seara, vii seara, ce treabă ai? Cu ce n-am avut grijă de mine? Acasă n-ai treabă. La coafor mă duc, îmbrăcată sunt tu, cum ești? Eu? Tu cum ești, da? Eu cum sunt, eu sunt muncitoare, uite ce mâina mea, uite ce mâine. Și când te-am ajutat, ce obiecte ai mai avut? Ce m-ai ajutat pe mine, cu ce? Cu nimic nu te-am ajutat? Nu, de ce minți? Nu m-ai ajutat. De ce minți? Nu mai umbli ca lucră până acolo. Da. Și când stăteam zilele acasă și îți făceam curățenie și astea, tot nu s-au văzut? Aia, făceai curățenie. Dar tu ce vrei să țin la tablou? Da, unde vrei să mă pui? În pirniță, ce vrei să faci? Ramă trebuia să te pun la ramă. Să-ți mulg vacile, să-ți dau de mâncare la grăin. Da. Ai tăiat și tu vreun pui din pătătura aia de 7 ani de zile să îmi faci și mie vreo mâncare linie? Adică ce vrei să-ți fii? Ții numai pentru neamuri și pentru țațele alea din sat. Cum așa nerușinat-o? Da, de ce? Ha? Ești obraznică. Termină-te. Termină-te, te rog eu frumos. L-ai luat și l-ai adus aici ca pe un cățeluș? Să nu te văd. Păi dacă țineai la el că e fi, tu nu trebuia să fii aici. Trebuia să-i ascunzi. Să nu te văd că ești obraznică. Nu, trebuia să-i ascunzi dacă erai mama adevărată. Nu vreau să te văd. Lasă-mă. Nici hai. Nu vreau să te văd. Da, bine. Cine-i simțitul ăla cu mine? Unde pleci? Vino pași imediat. Termină-te cu mine, nu mai ai ce vorbi. Unde pleci? Nu șasărea. Nu știu ce ți-a zis el, dar umblă la două capete, da? Vezi, frate, că asta e după bani. E după bani, a tras și pe nu mine. E, mă, și pe nu e, mă, după bani, o să mergem împreună. O să mergem împreună. Nu după fraiereală. Nu de pe fraiereală, bre, eu am fost plecat în Franța, bre, și mi-am făcut un viitor, am făcut niște bani frumoși. Ia uite-ți, mă, niciuna. A, ce să văd, mă, cineva era pe urma ce ta? Să văd, mă, acolo, că nu văd care transpiră cu nevastă sa. Da, ce să văd? Niște boscheți și ce să văd eu acolo? Nu e nimeni, mă, acolo. Nu e mașina mea, mă, eu n-am mașină de aia, mă. Nu sunt țară noi ca ăsta sau... Da? Să mor eu. Duceți-vă, mă, de aici, mă. Duceți-vă, mă, de aici, mă. Unde te duci? Plecați, mă, de aici, mă. Unde te duci, mă, nesimțitule? Ce vrei? Ce vrei? Ce vrei? Și ma ta? Ce vrei? Ți-ai ținut? Ți-ai ținut copilul? Sub ce ți-ai ținut, vrei, copilul? Sub ce ți-ai ținut, vrei, copilul? L-am prins pe el cu nevasta lui. Numele meu este Ernest Francisc, canal de Ochii din Umbră. Ia uite, mă, vine cu camere la mine, cu... Bă, plecați, mă, ce înseamnă, mă, toată măgăria asta? Public cu nevastă sa și nu, noi facem măgărie? Nu, cu nimeni, mă. Nu am furat, mă, niciun ban, mă. Duceți-vă, mă, de aici, mă. Duceți-vă, mă, de aici, mă. Ia uite, bă, la ei, bă, vine ei la mine, bă. Așa ne dai tu explicații? Da, mă, că n-am ce explicații ești? Să vă dau, mă. Am făcut bani, mă. Am știut să fac bani, mă. Am vândut un mulot, o întrebare am făcut bani, mă. O întrebare da. Și... Am. N-am de ce făcut nimic, mă, greșit. Ce e, mă, ce înseamnă, toate astea? Oprește, vrei, camera aia, vrei. Ce nevastă sa? Dar nu am avut eu treabă cu nevastă sa, mă. De ce nevastă nu am făcut eu nimic. Opriți, mă, camera aia, mă. Bă, opriți, mă. Ce vreți, ți-a ținut copilul sub fustă, bre? Unde fugi, mă? Și acum vreți sub fustă, mă, ta, bre? Ia-mă-nă pe mine, obraznicule, ce ești? Mai încape, bre, sub fustă, mă, ta, acolo? Ia-mă-nă pe mine, mă, obraznicule. Ia zi, bre. Uite-te la tine, bă, cum arăți! Uite-te, vrei, camera aia, vrei! Uite-te la tine! Ha? Nu e, mă! Să nu e, mă, e din Franța, mă! E din Franța, mă! E din Franța, mă! Lasă prostiile! Lasă prostiile și hai să discutăm serios! Strici familia? Obraznicule, ce ești? Nu sunt vreo obraznic! Pentru că mi-a plăcut de ea, mă! Ți-a plăcut de ea, mă! Am văzut-o la pantalon de ea așa, că tu n-ai știut, mă! Mi-a spus că tu nu te mai dai la ea, că tu nu mai faci nimic, mă! Că ești un pompălău lapte. Fraiere, dus fraiere, cu pluta, mă.
a zis că nu să mai dăm la tine. Da, mă, mi-a zis că nu mai, mă. Între toate femeile. Între toate ea, da, pentru că mi-a plăcut cum arată. Tu ai văzut, mă, cum arată? Știi că cum arată, mă? Și dacă vezi alta, tu nu te dai, mă, la ea cum arată nevastă ta așa? Hă? Zi, mă. Băi, n-ai mai găsit, mă? N-am găsit, bre. Nu, bre, nu. Nu, bre, nu, și? Calmează-te. Hă? Gigi, calmează-te. E fata mea, bre? Hă? E copilul meu, bre? Crescut-o, băi, am crescut-o ca și fi tu nu umblă după fosta la altul? Toate ca toate. Explică-i lui de ce i-ai furat nevastă. De ce? Băi, omul. Da, mă, hai, mă, zi. Zi, mă, care-i treaba, zi. Și tu la valoarea ta. Așa. Având bani. Așa. Da, mă, da, am bani, mă, da, mă, da. Să-ți ești tu una bunăciune, nemăritată. Nu, mă, nu, mi-a plăcut de nevastă ta, mă. Mi-a plăcut de când ai cunoscut-o tu, mă. Ții minte că amândoi am cunoscut-o? De ce în viața am fost înaintea ta? Ceea ce ți-ai dorit, nu mai fost tu, mă. Nu mai fost și nici nu ești tu, mă. Ascultă-mă, nici n-ai fost și nici nu vei fi, mă. Nici n-ai fost și nici nu vei fi, mă. Ai auzit? Ce ai, mă? N-ai casă? N-ai nimic? Nu, mă, pentru că eu am un viitor, mă, în Franța. La Gilava. Nu, mă, nu. Nu, mă, nu. Eu am acolo, mă, în Franța, un viitor frumos. Ai auzit? Ha? Da, mă, da. Am un viitor acolo, eu, mă. Mi-am făcut ceva frumos acolo. Ha? Ce să-ți fac eu ție, mă? Ce să-ți fac eu ție? Du-te, bă, de aici, mă. Da, mă, bun. Haideți, mă, și care-i treaba, ha? Ești mascotă, dacă aveai valoare. Da, mă, am, unde mai ai? Nu știu, hai după ea. Stați așa. Stați, mă, să mă duc să vorbesc cu ea. Spune-mi și mie, te rog, unde e Mari? Vezi, mă, de treabă. Unde s-a dus? Bine, terminat, m-am convins, te-a luat de papagața, m-am care te-a făcut? Unde s-a dus? Păi nu știu unde e. Auzi că nevastă ta a luat un taxi. Păi a fugit de tine, mă. A luat un taxi și a plecat. Bun, și ce facem? Sau o lăsăm să plece? S-a văzut că se-mi pute treaba și a fugit. Ce-o fi zis? Că afli tu adevărul că e pentru bani? Băieții, grupa, mașini, strângem, mergem la ieșire. Gata, șef, fugim. Da. Du-te, bă, și stai cu nevastă ta, bă, agariciule, bă. S-a urcat într-un taxi, hai, a luat-o la goană. Băi, asta facem acum, că n-avem mari să zburăm. Mergem la mașini, ideea e simplă. Un echipaj e pe urmele ei. Mergem frumos la mașină, aflăm unde e. Pe fața am vrut să-i dau în față înghețată, să se sature de înghețată. Ea femeie, la 37 de ani, frate, se l-a înghețată. Bă, cu diaconul, mă? Ei, nu te pui cu ăsta. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Te pui cu nebunii. N-avea, asta este situația. Ideea în felul următor. La soc e cineva pe urmele ei. A, deci de știm, am înțeles. Gata, nu scapă. E bine, e bine așa. Vreau apă că eu mor de sete, nu mai fac. Da. Cine e la chioșcă aici? Stați și mie, vă rog. Tu vrei apă? Un la jumate. Vreau și eu apă. Că nu stați, nu fac și eu puțin. Bine, tu ne cer foarte. Nu vreau că sunt cu omul ăsta, mă lași în pace. Dați-și mie. Și apă, vă rog, la jumătate am îndouă. Mamă, ce nervi mi-am făcut. Că nu mai vine pe aici. Te rog eu, o poză atâta. Mulțumesc, doamnă, să rămână. Hai. Prietene, înțelegi că eu trebuie să o prind pe nevasta. Vezi tu ea, n-am timp de așa ceva. Deci de aici a luat taxi. Duminică la ce oră, șef? La 10 pe canal de duminică. Știu ora, dar chiar e duminică. A avut plan. Bă, ăsta de fitu, că nu mai, nu știu, păi, ce să mai zic. Păi, dacă n-aș să pondereze de doamne că nu știe să pe. Dați-o, n-aș să o țină în frâu. Să știi și cine tu. Cine să? Da. Ăla nu știe de capul lui. N-aș știu să o țină în frâu. Asta e. Uite, am ajuns să alergăm pe străzi, să alergăm de nebun după ce? Deci am reparat-o, e într-un taxi, a ieșit din Alexandria. Hai să ne grăbim să mergem la mașini. Salut. Hai, Costi, urcă tu. Urci spate acolo. E la ieșirea din oraș și într-un taxi. Am înțeles, să ne după ele, să noi să scape. Bine, eu la mașină și veniți și voi după noi. Cauzezi o scenă aici. Deci te rog, eu pleacă. Încearcă să nu cauzezi o scenă aici. Vino și discută cu soțul tău. Explicați atât, vreau explicații și cum poți. Măi, ce explicații vrei să-ți mai dau? Ați liniștit că vă achităm cursa, stați liniștit. Oricum, cu mine nu mai ai ce legătură să mai ai, rămâi cu Angarica. Șef,
vrei să-ți mai spun? I-am spus lumăta destul de clar. Păi cum adică de ce ți-am făcut? Bani? Toată ziua bună ziua ești după fusta lumăta. Nu, ai vrut să ne facem un viitor. Cum adică ce e rău? Eu am bărbat sau am copil? Am bărbat sau am copil? Normal, normal. Vreau să fiu. Deci în momentul în care te însori, trebuie să fii după fusta la nevastă, nu după fusta lumăta, ai înțeles? De-aia zici tu una după stradă. Măi, dar crezi că mă interesează ce am avut și ce am pierdut? Vali, n-am pierdut nimic important. Nu-l mai am nici pe ăla, nu mai vreau pe nimic. Caut altul, da. Caută o partidă mai bună. Deci tot ce am avut de discutat, am discutat cu maică, ai înțeles? Ce să recunosc, Vali? Da, îmi caut ceva mai bun, că tu nu ai fost în stare să-mi oferi nimic. Nu, decât casă. Ce casă mi-a oferit, mă? Este alumătă. Este alumătă. Cine muncește acolo? Cum adică cine muncește? Băi, băiatule, când ai nevastă trebuie să o întreții. Când ai nevastă trebuie să o întreții. Dar dumneavoastră de ce nu puteți munci, doamnă? Ai înțeles? Dumneavoastră de ce nu puteți munci cot eu la cot cu el? Eu nu pot munci pentru că el nu-mi permite să ies din casă. De bune? Da, nu-mi permite să ies din casă. De ce mi-i spune simțire? De ce mi-i spune simțire? Măi, am vrut să mă angajez, de ce nu m-ai lăsat, Vali? De ce nu m-ai lăsat? Păi unde ai fost să te angajezi? Păi ce, pe 7 milioane? Da, păi atunci de ce nu mai... Păi mai mult producem așa, de munca noastră acasă. Așa pornește lumea de jos. Tu ce vrei? Păi și nu te-ai dus la biserică, ai spus că ai ajuns pe așa, acolo și câștigi bani? Păi decât să stau să te văd pe tine mutra acra acasă și pe măta, mai bine mă duc la biserică. Păi, și mă încurc cu unul și cu altul, ai înțeles? Așa, mă vezi cum sunt? Mai mă vezi cum sunt? Eu știi ce nu înțeleg? Ce nu înțelegi, mă? Dacă mi-o ziceai în fața omenește, băi, Vali, mă, dar de ce vrei mai venit acum după mine? Eu nu înțeleg. Ce mai cauți? Ce explicații mai vrei? Nu asta am vrut să văd cu ochii mei. N-a fost destul de clar. Femeie ușoară. Păi m-ai văzut? De ce ai mai venit după mine? Doamne, de ce nu i-a spus verde în față că nu-l mai vreți? Nu vreau să-mi vorbesc cu el. Vă bătea sau cum? Nu iese din vorba lui Măsa, automat eu trebuie să-mi caut în altă parte. De ce nu ați întors spatele să plecați? Băgați divorț civilizat și urași la gară. Nu am ce divorț să bag, pentru că cu el nu se poate discuta. El cum vrea, cum vedea că sunt recalcitrantă, cum vedea după mine, te rog. Divorțul se poate pronunța și în lipsa lui, înțelegeți asta? Deci, domnule, am încercat să vorbesc cu el, am încercat să clarific punele lui. El mi-o bagă mereu pe măsa, nu se poate discuta cu așa om. El este mult prea rău, mult prea rău. Te-a bătut el vreodată? Nu este vorba de bătaie, nu este vorba numai de bătaie aici, este vorba de discuțiile care le am referitoare și cu maica sa. Alo! Da. Ultima... Îmbrăcată. Da, sunt ultima parte. Păi mă, de ce nu m-ai acceptat? De ce nu m-ai acceptat? Mari, nu mai lungi. A? De ce nu mă vrei nici în scurte, nici în lungi? Ce vrei mă tu de fapt și de drept? Ai venit cu omul ăsta după tine? Ce mă talmești, balmeșul ăsta? Băi omule, dacă ești bărbat adevărat, mă descoperi, tu n-aveai nevoie de omul ăsta, să-l pui pe drumuri. Și pe oamenii ăștia din jurul tău, cinci mă râsule de om. Păi eu ai fi... Tu ești râs de om. Cu mine. Căută-ți, du-te, culcă-te. Băi, băiatule, știi Mari, ceva? Toate ca toate rămâi cu mă ta. Normal și civilizat. Nu te jignești pe tine, da? Discuta normal și civilizat. Păi nu ai drept tu să mă jignești. Dar tu de ce îl jignești pe el? Trebuia să-i spui verde în față. Amice, s-a terminat. Ești, deci te rog frumos, lasă-mă, eu am vorbit cu dascălu și mă întâlnesc cu el la vamă. Te rog frumos, rămâi cu echipa ta și fă-te de râs. Lasă-mă că nu mai îmi trebuie. Să-mi bate prin la mine la poartă. Nu mai trebuie, domnul Ernest. Eu sunt bărbat de la țară dintr-o bucată. Ne cerem scuze de gălăgie. Ne cerem scuze. Nu, m-a luat-o pe căile astea. Pe căile astea se ducă. Pentru mine, în momentul ăsta, nu mai există.